Salutare prieteni și bine ați venit pe canalul Adevăruri Secrete. Astăzi vreau să vă prezint un avertisment pentru omenire. O să vorbim despre faptul că lumea se schimbă radical. Înainte să începem, dacă nu vrei să faci parte din manipularea condusă de media și televiziunile corupte din România și vrei să fii la curent când lansăm materiale explozive pe canalul Adevăruri Secrete, apasă total gratuit butonul roșu de subscribe și clopoțelul, astfel încât tu vei fi printre primii care află când lansăm materialele noi. Ei bine, prieteni, omenirea este grav bolnavă. Tot mai mulți oameni raționali atrag atenția asupra pericolului extinției și totuși vocea lor rămâne neauzită. Și ne întrebăm oare de ce? Vedem în jurul nostru că apa, solul și aerul sunt tot mai poluate. Creșterea nesustenabilă, cu unicul scop al profitului, a puținilor pe seama celor mulți, duce la epuizarea rapidă a resurselor, inclusiv a celor vitale. Ignoranța maselor largi ale populației globale se traduce prin lipsa cunoașterii ce stă la baza conștientizării pericolului. Această ignoranță, prieteni, este alimentată de sistemul capitalist globalist, cârmuit de o elită individualist-materialistă, grav afectată psihic, care în mod irațional consideră că nu e nevoie de oameni deștepți și sănătoși, ci de sclavi proști și bolnavi. Omenirea este o mare turmă condusă de păstori. Războaiele, prieteni, sunt alimentate cu motivații ridicole pentru orice om sănătos mental, export de democrație sau eliminarea unor dictaturi, oricum mai puțin afectați psihic decât promotorii civilizați și democrația unor măceluri în toată regula, ce au afectat milioane de oameni, alimentând fenomenul destabilizator al migrației sălbatice. Vezi, de exemplu, ce se întâmplă chiar acum la granița dintre Polonia și Belarus. Se urmărește eliminarea unor lideri recalcitranți, când a fost vorba de cedarea resurselor. Țările fost comuniste au fost mai înțelegătoare, dar pericolul unor confruntări sângeroase nu este apus și fiți atenți la ce se va întâmpla cu Ucraina, deoarece strategia tensiunii este cultivată de sistem pe diferite fronturi, corupție, extremism, partidism, ideologii, gender, religii, justiție și economie, lăsând porțile deschise unei schimbări de strategie. Concentrarea resurselor, a bogăției în puține mâini, hărpărețe, se traduce în sărăcie pentru restul populației, cu efecte în sănătate, educație, alimentație și așa mai departe. Creșterea fundamentalismului religios, cu efectul imediat terorismul internațional ce poate apela fără dificultate la adevărate arme de distrugere în masă. Trăim într-o minciună și a venit vremea să decideți dacă vreți să pășiți spre hiperumanitate sau să așteptați docil extinția. În Atena antică, un idiot era o persoană care se concentra pe sine însuși. Dar asupra treburilor private, nu asupra afacerilor publice, o persoană ignorantă, lipsită de cunoaștere și înțelegere a lumii, de la care derivă sensul modern al cuvântului idiot. Opusul unui idiot era un cetățean. Toată lumea s-a născut în ignoranță, adică idiotă. Prin educație, un idiot se transformă într-un cetățean. Ne naștem idioți și putem deveni cetățeni. În lumea de astăzi, majoritatea oamenilor sunt idioți în sensul atenian. Sunt autocentrați, apatici, dezinformați, neinteresați și incapabili să-și îndeplinească rolul de cetățean. Goethe spunea: adevărul trebuie să fie repetat în mod constant, pentru că erorile se propovăduiesc tot timpul și nu doar de câțiva, ci de mulțime. În presă și enciclopedii, în școli și universități, pretutindeni există eroarea, care se simtă fericită și confortabilă în cunoașterea faptului că majoritatea are parte de ea. Războiul adevărului implică întotdeauna o minoritate a adevărului, care luptă împotriva unei majorități a minciunii. Adevărul este mereu depășit numeric, întotdeauna în pericol de a fi șters. Unul dintre elementele care împiedică progresul uman este existența unor elite privilegiate și superbogate. Acești oameni nu sunt doar stăpânii ai acumulării bogăției, ci și experții în controlul gândirii tale. Dacă există un număr mic de hiperbogați și un număr enorm de săraci, rezultatul natural este ca săracii să-și folosească numărul copleșitor pentru a lua bogățiile elitei, cu violență dacă este necesar, și să le distribuie între ei. De ce nu? Pentru că elita îi supune controlului minții, condiționării și spălării creierului. Elita controlează sistemul educațional, mass media, la care ne uităm în fiecare zi, discursul politic și le folosește pentru a-ți modela gândurile,
pentru a determina cum și ce să crezi. Având în vedere ura americanilor față de comunism, ai zice că americanii trebuie să fie cei mai mari experți ai lumii asupra operelor lui Karl Marx. La urma urmei, ar fi ridicol să urăști ceva despre care ești în întregime ignorant. Se pare totuși că majoritatea americanilor nu au citit niciodată un cuvânt despre Marx. Ei urăsc comunismul pentru că elitele lor capitaliste, aceia care ar pierde totul într-un stat comunist, i-au îndoctrinat necontenit. Același lucru, prieteni, este valabil și pentru religiile altora. Vreau să vorbim acum despre cea mai controversată societate secretă din lume, și anume despre Iluminatii Pitagoreici. Care este natura noii ordini mondiale propusă de Iluminatii Pitagoreici? Acești iluminați susțin înlocuirea democrației cu meritocrația, abolirea tuturor monarhiilor, familiilor dinastice și a elitei privilegiate. Cum poate sfârși în cele din urmă domnia coruptă a vechii ordini mondiale? E bine, iluminații au propus cea mai radicală și revoluționară politică de redistribuire a tuturor timpurilor. Impozit pe moștenire, 100% folosință viageră. Prin această măsură unică, regula necinstită a familiilor de elită, cum ar fi Rothschild sau Bush, ar fi terminată. Superbogații sfidează legea naturală a echilibrului. Bogații continuă să devină tot mai bogați, iar săracii tot mai săraci, după cum am mai vorbit pe acest canal. Taxa de moștenire de 100% restabilește legea naturii. Aduce un echilibru social sănătos, împiedică formarea dinastiilor care subjugă lumea de secole. Oferă tuturor, de fapt, o șansă reală la viață. Lumea se va converti în cele din urmă la meritocrație, în care oamenii vor munci și vor fi recompensați fără excesele de azi, exclusiv pe bază de competență, mai degrabă decât pe relații, unde munca și talentul contează infinit mai mult decât a avea numele și conexiunile juste. Dragi prieteni, trăim într-o lume de privilegii pe două niveluri, în care toți cei care nu fac parte din cercul interior fermecat sunt cetățeni de clasa a doua. Robespierre spunea: secretul libertății constă în educarea oamenilor, în timp ce secretul tiraniei este favorizarea ignoranței. Nu este foarte greu să privești în jurul tău și să observi că este favorizată ignoranța pe toate planurile, că în trendurile și știrile prezentate la mai toate televiziunile sunt lucruri care favorizează ignoranța. Adevărul este accesat întotdeauna de o minoritate, iar minoritatea este întotdeauna mai puternică decât majoritatea, pentru că minoritatea este în general formată de cei care au într-adevăr o opinie, în timp ce puterea unei majorități este iluzorie, fiind formată de mase care nu au nicio opinie și care, prin urmare, în următoarea clipă, când este evident că minoritatea este cea mai puternică, își asumă părerea minorității. Apoi, adevărul revine din nou la mâna minorității și ciclul se rea. Așadar, faceți parte din minoritatea adevărului sau din majoritatea dușilor de nas. Există un mare război continuu între diferitele elite ale lumii. Cu mii de ani în urmă, cele mai violente ființe umane au fost cei 1%, elita care a condus prin simpla forță brută. Inițial, războinicii au ajuns să fie cunoscuți apoi ca regi. Apoi a apărut o nouă elită, elita religioasă. Aceștia erau viclenii manipulatori psihologici, înalții preoți, profeți, papi, șamani și guru, care au speriat oamenii cu vorbele despre viața de apoi, demoni și diavoli, zei supărați, îngeri răzbunători și așa mai departe. Elita religioasă a domnit fie în nume propriu, fie mai des ca șefi consilieri ai regilor. Ei erau puterea din spatele tronului. Ei sunt experți în compunerea poveștilor, sunt genii psihologici care știu ce butoane să apese pentru a transforma oamenii în fanatici și maniaci. După multe secole însă a apărut o nouă elită, oamenii de afaceri. De la revoluția industrială, capitaliștii au condus lumea. În trecut, regii și preoții erau bogați, dar bogăția nu era ceea ce îi definea. În schimb, puterea lor regală sau religioasă era esența lor. De-a lungul timpului, ei au devenit din ce în ce mai dependenți de banchieri și de bogați, pentru a-și finanța războaiele, palatele și stilul de viață. Treptat, oamenii cu bani, cum ar fi cei de la Goldman Sachs, au preluat de la preoți consilierea regilor și președinții. În cele din urmă, banii au devenit mai importanți decât puterea regală și religioasă, iar banii înșiși s-au așezat pe tronurile puterii. Practic istoric, a fost mereu un concurs între cele trei elite: regele, preotul și bogatul.
Există însă totuși o elită care nu a condus niciodată. Este inteligența, elita logosului, filozofii și matematicienii în special. Inteligența a servit întotdeauna celorlalte elite. Asta a fost pentru astăzi, dragi prieteni. După cum vedeți, populația generală nu este aceea pentru care noi facem aceste videoclipuri. Dacă v-a plăcut acest material, dați un like și distribuiți-l mai departe persoanelor pe care doriți să le treziți. De asemenea, abonați-vă total gratuit la canalul Adevăruri Secrete pentru a fi la curent cu lucruri pe care nu le veți găsi în media coruptă din România. Până data viitoare, vizionați și alte materiale foarte interesante de pe canalul Adevăruri Secrete și nu uitați ce spunea Balzac. În spatele fiecarei mari averi se află o mare crimă.